Bună ziua, domnule profesor. Să spună, bine ați venit la noi. A venit toamna și odată cu venirea frigului au apărut răceli, viroze. Am vrea să discutăm câteva cuvinte despre ce înseamnă bolile de, nu spunem de toamnă, de sezon rece, de sezonului rece. Trebuie să vă spun că de obicei sezonul rece și unori frigul de afară și frigul din casă, asta apropo de grija care ne-o poartă statul pentru încălzirea blocurilor și a locuințelor, determină sigur foarte frecvent apariția unor viroze sau unor infecții bacteriene după ce acționează virozele. Și mai ales la copii și la persoanele care sunt cu o imunitate scăzută. Sau la oameni mai în vârstă care au diverse boli care au slăbit organismul. Nu mă refer la cei care sunt cu, au prezintă afecțiuni cardiopulmonare, hepatorenale, diabetici, oameni cu diverse afecțiuni care au slăbit organismul. Și atunci, știu că în perioada de toamnă, poate și igiena personală și contactul cu cei care sunt bolnavi duc la apariția acestor viroze în serie. Uneori, apariția explozivă a unor infecții respiratorii, de obicei rinosinuzite, rinofaringite acute. Există destul de frecvent situații când, după primele două zile sau trei zile de apariția unei viroze care afectează căile respiratorii superioare, adică nasul, sinusul, regiunea cervicală, faringele și amigdalele, să apară unor spre infecție bacteriană ziua 3-a, 4-a și, pe de altă parte, tendința de coborâre a acestor leziuni la nivel traheobronșic. Toate acestea se manifestă cu înfundarea nasului, cu obstrucție nazală, cu o rinoree seroasă sau seromucoasă, cu cefalee, cu mialgii, cu o stare generală ușor alterată, cu o disfagie, dureri în gât la nivelul orofaringelui și în scurt timp, dacă apar probleme laringotraheobronșice, sigur apare răgușala și apare tusea de iritație, mai ales în fază incipientă, iritativă. Și atunci, știu că trebuie să ținem cont, în primul rând, de virulența agentului microbian sau viral a virusului, pe de altă parte să ținem cont de vârsta bolnavului și de ceea ce spuneam la persoanele mai în vârstă, unde poate să existe și un sindrom de imunodeficiență. Toate acestea, sigur, trebuie dovedite. Numai că până le dovedim, uneori se poate întâmpla ca bolnavul să ajungă într-o stare foarte gravă. Privința virozelor. Este cunoscut că în fiecare primăvară și toamnă, dar mai ales toamna spre iarnă, apar diverse viroze. Dar, odată la 4, 5, 6 ani, apar niște valuri de viroze pe un continent întreg sau unor răspândiri la nivel mondial cu niște tulpini de virus mai agresive, foarte bine selecționate. Deci, vezi noastră că se vorbește foarte frecvent de vaccinarea împotriva gripei. Este o situație uneori hilară, pentru că este ca și cum aș dori cu o singură armă să împușcă un câr de 100 de ciori. Pentru că fac această paralelă, pentru ca să înțeleagă cei care mă ascultă că există în lumea aceasta cel puțin 400-500 de tulpini de virus gripal. Și aceste tulpini își modifică structura în timp. Și atunci nu mai poți vorbi de faptul că poți face o vaccinare pentru toți. N-are cum, n-au cum. Și atunci, practic, ați văzut că zilele trecute, colegii mei din București spuneau de dorința de a pune în circulație un vaccin creat la Institutul Canda Cuzilor din București cu o pentru această ultimă tulpină care a apărut în ultimul sezon, sau practic anul trecut au mai fost cazuri, această gripă porcină, terminată de un virus care se numește AH1N1. Și
Și știu că atunci, pe de o parte, pot exista determinări prin care testăm existența acestui virus. Bine, sunt probleme de specialitate de virusologie. Pe de altă parte, se încearcă crearea unui vaccin împotriva acestui virus. Cât de rezist, cât de eficient o să fie, discutabil. La problema noastră este că nimeni nu dorește să fie bolnav. Dar contactul cu lumea din jurul nostru, mai ales în orașe, și faptul că o persoană care are o igienă deficitară sau este mai puțin dotat mental, că lipsește de educație, strănută, și noi spunem că saliva aceea care este plină cu virus se pulverizează în jur, să se numesc picăturile flugă. Acele picături se pot depune pe haina sau pe fața acelui vecin și o dată inspirat înseamnă modul cel mai ușor de a contamina pe altcineva. Dați seama că poate să există o reacție în lanț. Spre exemplu, ați văzut zilele trecute că la Sinaia, într-un hotel, au fost cazați niște tineri și am înțeles că sunt în jur de 40 de cazuri. Și asta nu este foarte plăcut.